Ascultă La Obiect, sursa ta de informații esențiale în fiecare zi. Analizăm subiectele controversate și aducem în prim plan analize pertinente despre lumea politică și socială. Te ajutăm să descifrezi informațiile care te invadează. Ascultă-ne, pentru că aici discutăm La Obiect. Ascultă La Obiect, pentru a fi mereu informat și inspirat în alegerile pe care le faci. La Obiect, o emisiune cu atitudine, începând cu ora 13:10. La Obiect, cu Ionuț Catrina. Bună ziua, domnilor, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. E drept, cam scurt concediu, cam, să spunem, destul de puțin, însă tot e bine că vine. Ne-am relaxat, ne-am încărcat bateriile măcar până la alegerile parlamentare și prezidențiale din această toamnă-iarnă, dacă putem numi așa. Numele meu este Ionuț Catrina, dacă vă era dor de mine, mă bucur, dacă nu vă era asta, trebuie să mă suportați. Mergem mai departe, avem o vară incendiară, Marian face o față sugestivă, nu cred că i-a fost așa dor de mine, ar mai fi vrut să mai stau în concediu, mulțumesc, Marian. Apreciem, o vară incendiară și la propriu și la figurat, temperaturi caniculare, ape agitate în principalele formațiuni politice ce compun majoritatea de la nivel național. Vedem că nu s-a ajuns la un consens cine candidează pentru postul de președinte. În cele două partide sunt discuții, sunt, nu știu, disensiuni, urmărim și noi presa națională. Urmărim presa locală, vedem și aici declarații ciudate, atât la liberali, dar și situații poate atipice și de tensiune în rândul social-democraților. Despre toate astea, despre, de ce nu, eventualele candidaturi sau nume pe listele de la parlamentare, despre ce se întâmplă în PSD, în PNL și în peisajul politic local, discutăm astăzi alături de o persoană cu vastă experiență. Nu mai discutăm de partea administrativă, unde ani de zile a ocupat funcții de conducere, îndrumare și control în cadrul unui minister de forță al României. O experiență, în primul rând, pe linie civico-politico-cetățenească. Doamnelor, domnilor, unul dintre prietenii emisiunii noastre, domnul Viorel Salvador Caragea, este astăzi lângă noi. Stimate domn, bună ziua, bine ați revenit la noi în studiouri. Bine v-am găsit, arătați... Bronzat, în primul rând. Cu un tonus și un optimism... Încercăm. ...care... arată că concediul v-a priit. Eu vreau să le spun tuturor că aș vrea să arate toți ca dumneavoastră astăzi. Mulțumim, m-ați făcut să mă rușinez așa puțin, nu mi se întâmplă prea des. Mergem mai departe, estimate domnă, cu ceea ce înseamnă peisajul politic local. De la nivel național către nivel local, vedem agitație. Dacă la centru înțelegem, nu se știe cine candidează, cum candidează, de ce agitație prin teritoriu? O luăm punctual, cu cine începem? Cu PNL, cu PSD? Dumneavoastră decideți. Haideți să începem cu PNL. Ce se întâmplă în PNL? Am văzut o declarație ciudată, apropo de sectorul de minerii și energie. Primarul Liviu Cotoșman spunea la un post de televiziune vecin cu noi în această clădire faptul că nu știe ca numele unui Cosmin Trufelea, lider PNL, să fie propus spre schimbare. Deci, ce se întâmplă? Săptămâna trecută, la același post, din punctul meu de vedere, Ion Iordache a făcut o declarație neinspirată, spunând că nu mai poate fi membru PNL Cosmin Trufelea pentru că nu l-a ajutat în campanie. Și cred că, pe lângă multele greșeli pe care le face, este și asta. Să spui de unul că dacă nu te ajută în campanie, nu-l mai sprijini să mai rămână. Păi, Trufelea în acest moment este sub puterea unui concurs. Are un mandat de 4 ani, în urma unui concurs. Doi, faptul că a făcut greșeala să spună că membrii PNL, i-am prezentat săptămâna trecută toate 10 denumiri făcute de PNL de la înființarea în 2012 a Luceu. Singurul lucru care nu l-am făcut, dar o să-l fac în perioada următoare, o surpriză, să-l întrebăm pe domnul Iordache public și în scris, să ne spună de ce l-a schimbat pe fiecare. Că i-a numit, am înțeles. Că-i Dumitrașcu Finu, că-i alălalt nu știu cine, că Iulică Popescu a fost prin CSU pe acolo ca să-și facă și el o funcție că n-avea de niciun fel publică, dar trebuie să-și asume. Bă, de ce l-ai pus și l-ai schimbat? Tu, PNL. Ori, nu adică să... vorbim de o anumită inconstanță? Normal că inconstanță. Vorbim de o
situație foarte delicată, adică trebuie să fii penalist, un șef să te duce acolo să rămână șefului, să pui pinelul, da? Eu cred că nu e bine. Dacă este să mă întrebați, sau m-ați întrebat, dar este să vă dau un răspuns care e cel mai important lucru al săptămânii trecute, la nivel de Ministerul Energiei, după vizita ministrului, așteptăm concluzii, așteptăm ce va da, fi. Da, bine, tot așteptăm. Păi nu, dar dați-mi voie să vă explic. Ei se aruncă unii. Eu vă spun că marea greșeală, mare, dacă este, este faptul că a fost o situație, a fost trimis în judecată fostul lider al PNL Neamț și care era secretar de stat la Ministerul Energiei. Da, cu DNO am văzut acele da? Complicații. Ministerul Energiei a preluat dorința și a trimis înspre Oltenia Dol sau Gorj. Se pare că rămâne la Gorj funcția de secretar de stat din Ministerul Energiei. O funcție importantă, dacă mă întrebați pe mine. Da, dar în acest moment e un bolovan de... În contextul de la CEO, corect. De la cu închiderea lui CEO, care a fost făcută sub conducerea PNL. Ce să mai cotească? PNL-USR. Atenție, PNL-USR. Da, o dar alianță. PNL-ul era în funcție. Era la butoane, nu era corect. Directorul de la USR. Corect, și asta e adevărat. Da? Sunt două, trei propuneri. Daniel Burlan, Gianu de la Motru și mai caută... Că nu a ieșit din cărți. Costică Popescu, de a fost celebru fin, a reușit cu Chiucuvai 54% la Turceni, orașul de suflet și de locuință a lui Ion Iordache. Deci viitorul primar din octombrie-noiembrie. Da, să-i dea Dumnezeu ce merită. Să fie sănătate. Da, așa. Ce să mai... Suntem cu minți. La capitolul ăsta peneliști, adică nu mai comentează niciunul nimic. Am înțeles. Am văzut o declarație la nivel, de fapt o declarație, nu, am văzut niște speculații în media națională despre faptul că, iată, mult râmbițata carte, peste care o să-mi arunc și eu ochii, recunosc, a generalului Ciucă nu a fost rostogolită în spațiu public cum ar trebui și se plângea dumnealui într-o ședință la nivel macro, domnule, nu se distribuie, nu se promovează cum trebuie. Păi intră Gorjul în această ecuație a nepromovării. Deci am văzut acum câteva zile, într-adevăr, că spunea că a trimis-o la tipografie. Scandalul mare este faptul că a folosit 2 milioane de euro din banii partidului ca să promoveze acea carte și pe panourile alea. Acum se pune problema cine-i firma cu panourile, cine-s comisioanele, cine domnul sunt Caragea, la... este plină țara. Am da. Trecut până la București că am trebuit să ajung la aeroport. Domnule, sunteți un bun cunoscător a ceea ce înseamnă publicitate. 2 milioane de euro, bani publici sunt mulți. E o sumă, fără discuție. Domnule, 100 de miliarde. E o sumă, da. Da? Avem pe partea alaltă și 1 milion de euro cheltuiți de Simion pentru aur. Da? 1 milion de euro ca să-și pune el acolo niște fantasmagorii până la urmă. Nici fantasmagorii nu sunt în casa. Dar în fine. Dar ți-o dă dacă ia și câștigă, ți-o dă în 10 ani. Păi băi, stai puțin să începi. Adică tu vrei și al doilea mandat? Spui că nu terminai în primul de 5. Da. Vedem. La noi la CEO este prăpăt. Oamenii au depus cu grămadă cereri de pensionare, că legea asta pensionările creează multe frisoane, multe probleme. Există... Și vă să te asigure că totuși ies la pensie cu niște bani. Păi se iese că există la nivel macro, că discutam de București și Ministerul de Finanțe este la PNL. Da, corect. Eu dacă să gândească bine când vorbește anumite lucruri și Ion. Da? La există o Bolos, mare problemă ca da. Noi, Gorjul, suntem considerați o gaură neagră. Prin prisma CEO. Prin prisma CEO. Sute de milioane tot felul de subvenții în fiecare an, de împrumuturi care nu le mai acoperă nimeni și așa mai departe. Și pentru care ne-a arătat cu degetul și Uniunea Europeană. Și ne-a arătat că continuare. Nu e okay. Da? Sume fantastice, adică pensiile nu sunt pe principiul contributivității care se tot spunea, ci s-a făcut tot felul de artificii să le dea în condițiile pentru că ăștia ani de zile CEO nu le-a plătit. Da. Nu numai CEO. Și când era înainte CSNL-ul nu le-a plătit contribuțiile. Dar pe ei nu interesați, îi dau un judecată că n-a făcut, dar ei, când anii ăia nu erau bani, că nu făceau producția, nu s-au gândit, bă, stai așa puțin, nu interesează doar de ei și atât.
nu de curentul scump. Cum și cum se poate ieși din cercul ăsta, că nu, e un cer vicios aici? Nu există niciun cer vicios, există doar o groapă fără fund pe care Bucureștiul vrea să o termină vis-a-vis de Gorj. Adică prin închiderea CEO? Nu știu, să găsească soluții, să termină odată cu ei. E soluția... Păi, domnule, dacă el, cineva face calculul pe termen lung, 30 de ani de acum încolo minim, cât vor consta pensiile ăștia care n-au contribuții în spate, da, e logic că va fi o mare problemă. Da. E matematică aici. Da? Nu sunt speculații. Angajatul din minerit, de fapt din minerit, că nici n-au lucrat în minerit. Majoritatea, noi nu avem decât puțini care au lucrat mineri. Este cealaltă problemă care... Vedeți dumneavoastră, cei care până în 98, când s-a despărțit prestatorii de serviciu, da, care erau Tepesudro, Vinar, Motru, Băltene, TK, s-au despărțit de CEO și ăia trebuie să aibă aceleași drepturi. Corect. Au lucrat în continuare în aceleași condiții în carieră, o să vină iar mii de procese. Stai frate că noi am lucrat în continuare, chiar dacă la firme private, tot acolo am lucrat. Dați-mi și mie. Și nu prea pot fi acuzați. Dacă oamenii nu-ți devină. Oamenii nu-ți devină. Îți devină ăștia care... Sunt câțiva care au apărut așa niște lideri de sindicat. Eu am avut o discuție și am spus lui Neacostică Crețan că greșește. Lumea vorbește destul de delicat. Să nu folosesc alte cuvinte de această campanie cu un cabinet, nu știu de unde, de avocatură, că dați bani, plătiți, facem, vă asigurăm. Nu e așa. Adică au ajuns acum Costică Crețan și cu Nicu Bunoaica, ei n-au nicio treabă că nu s-a plătit contribuții, n-au nicio treabă că oamenii n-au avut niciodată asigurate drepturile care trebuia pentru pensie, nu interesează decât să-și ai acolo clienți lângă ei, că vezi, Doamne, face nu știu ce federație, care n-are niciun membru, nicio valoare. Dar creează prin această permanentă 30 de oameni în piața prefecturii. Poți să stea până la adâncile... Aici eu nu vreau să mă pronunț, am o opinie bine fundamentată. Da, arată clar că nici minerii nu-i cred. Păi nu, dar nu înțelegeți, da, că această, da, presiune, nu, care se trimite la București, încercare de presiune, e deranșantă. Bă, ce tot vor aia 30-40 de aici? Nu le ajunge că dădună din banii noștri. Păi tot sectorul din țara asta, Gorjul și Hunedoara sunt pe cele mai mari, pe primele locuri, cu cele mai mari pensii. Nu înțelegeți, eu nu mă deranșează că are un inginer de la mine pensia acum mai mare ca mine. Asta e, dacă așa a vrut să fie, să fie sănătos. Dom'le, dar nu se poate. Nu se poate să vii să apar cu niște lucruri care sunt total nefirești. Să vorbim clar, matematic. Bă, nu vi s-a plătit atâta. Bă, atâți ani nu v-ați făcut planul. Și doar să mințeam raportări, să vă luați cât de cât salarii, dar nu plăteam nimic la stat. Și uite că vine momentul scadenței. Păi nu vine momentul când toată lumea arată de ce și dumneavoastră, voi cu minerii voștri să n-auzim de voi. Ați auzit aceste... remarcii de la tot felul de colegi din toată țara. Da. Păi ăia din Cluj le convine? Și se aude în continuare. La București nici atât. Să n-audă Gorjul gaură neagră. Uitați-vă bine, investițiile din Gorj sunt din ce în ce mai în cădere. V-aș propune să schimbăm puțin registru, mergem spre celălalt partid politic, Social-Democrații, unde pare să fie liniște. Știm că urma să fie o ședință prin care să se desemneze, dacă nu mă înșel, delegații. Da. Joia trecută, ședința de birou joia politic trecută, național. Au avut toate BPJ-urile, au avut toate, sau majoritatea partidelor care au reprezentare parlamentară. S-au sincronizat. Da, unii la 5, unii la 6, dar joia trecută. Pe ca să ajungă presa. PSD-ul, mă rog, PSD-ul a făcut undeva la... Nu dăm nume. La o locație, așa. Da, pe malul Jiului, așa, frumos. Da. Trei lucruri sunt importante din punctul meu de vedere. Unu, faptul că Marcel Romanescu n-a stat la pupitru și a stat pe ultimul rând. Doi, e un... numai o secundă o să vă rog. Sigur. Așteptăm cu mult interes ce spuneți, că suntem convinși că e ceva... Da, deci Marcel Romanescu n-a fost decât pe ultimul rând. Nu este nici pe lista scurtă care trebuia făcut atunci și s-a făcut că merge la București. E în schimb bunului vice Bejenaro. Adică s-a aprobat o listă și dumnealui nu se regăsește, da, pe lista. Da, s-a aprobat aceea. O listă, au mai rămas câteva locuri goale, că ea, la primarii de la PSD-ul n-ai ce să te deranjezi. Se ridicase celebrul primar de Scoarța, domnul Ion Stamatoiu, arhicunoscut pentru numeroasele chefuri și așa mai departe, să fie nemulțumit că o primăriță de la PSD-ul i-a spus ca să termine cu remarcile că pensia lui e mică, salariul lui e mic de primar, care și pensie și alea,
Și aici Mihai Weber i-a dat imediat așezarea lui Stamatoiu, să stea în banca lui acolo, că vorbește pe lângă politica partidului. Ce-mi place mie, 3... secundă, ce-mi place mie mereu este că domnul Caragea are informații de interior și din PSD și din PNL. Așa? Dacă mâine apare un partid politic și de acolo are informații. Se pare normal. Da, corect. Oamenii de bine țin cu organele statului, nu țin cu pușcăria și sau hoții sau așa mai departe. Așa, și al treilea punct? Și al treilea punct, gândiți-vă că pe lista actuală de delegați. Nu, de delegați nu ești nici Deianu. Ok. Care e președintele PSD-ului Târgu Jiu, dar poate să hotărăște de seară, ca o ședință de seară așa și cere suplimentare așa, nici Anca Bordușan. Comunicarea la PSD este deficitară și își caută în acest moment un nou comunicator. Și au dat seama că PSD-ul stă foarte, foarte rău la capitolul comunicare. Nu vreau să fiu nepoliticos, dar e depășită total actuala purtătoare de cuvânt. E ocupată de altele și e de înțeles. Să ai firma de crescutoi și capre în București și să ai grijă de la munte, e traseu greu, nu cu gândul să-l faci. Așa, dar când iei milioane de euro banii publici, trebuie să mai și răspunzi. Bun, mergem mai departe. Și cel mai interesant dintre toate aceste activități... Adică patru. Asta, nu, o concluzie generală interesantă. Okay. N-au venit de jumate din primari. 23 din 50. O fi în concediu, oamenii. Domnul, ce nu înțelege. Nu, și eu am fost în concediu, m-am întors la altă ieri seară. Jumate dintr-o dată, nu. Și n-au venit primari de forță. Domnul Morega de la Motru s-a dus mai bine să-l viziteze pe unchiul pe la spital, pe la Jebel. Domnul ziua aia, adică atunci l-a lovit dragostea. Domnul Mădălin de la Bălești n-a venit că n-a venit și așa mai departe, primar de forță cu ălea care... Ce vreau eu să vă spun? E un semnal pentru Mihai Weber. Că dacă nu face ceva, nu e bine. Asta în contextul în care urmează alegerile deci parlamentare. Deci înțelegem, să-ți vină Marcel Romanescu și să-ți stea pe ultimul rând în sală, da? Pe acolo pe unde... Li s-a dat câte o felie de cozonac, un pahar de suc și câte o cafea și o apă, știi? Pe unde veneau... Exact unde ajungea ultima dată farfurioara cu cozonacul, că veneau prin spate, pe lângă pupitru, fetele cu servito, acolo l-a pus pe Marcel, ultimul lângă ușă, să nu prinde, cred că, nu știu. De ce l-am așezat acolo? E o strategie greșită de organizare, e o fracțiune... Vor fi disensiuni? Am zis o fracțiune mai liniștită, să nu zicem așa, care nu vrea să mai fie privit de la pupitru. Și faptul că n-a fost luat în calcul Marcel Romanescu de niciun fel ca pe cine să pună el în primele locuri, e un semn de în primele locuri la parlamentare. Da, de asta înțeleg, ne referam. Înțeleg. Că la PNL-ul, perdantul din 2020-2024 de iulie, că să și văzui el pe primul loc. El cu Ionică, da. Va avea un adversar redutabil. Președintele partidului cred că va opta pentru prima opțiune la deputați. Cine? Domnul Iordache? Senator. Nu. E prea puțin pentru el deputat. Păi da, la Senat n-au certitudine. E discutat. Se joacă. Domnul, e prea puțin pentru el deputat. Ok, dumneavoastră știți mai bine. Nu. Da? Mai bine se duce la vânătoare pe acolo așa. În aceste momente, oricum, este o chestiune de PNL-ul și PSD-ul. Să pregătesc pe 24 PSD-ul să duce la București. Da, la acel congres național. În aceeași perioadă a fost și vreo câțiva, și la ce echipa asta care s-a făcut gașca asta, care nu are nicio valoare. Ei pe toți le-am numărat voturile care sunt, n-au nici măcar 4.000 de voturi ăștia care se dau nouă șmecheri din aur. Adică Florența Priescu 2000, ăla de la Dodenciu de la Telești 150, Geamănul de la Bălești 200, ei nu trec de 3.000 și au o mare problemă, vor să strângă 14.000 de semnături, le-a dat Simion, că îi se umflă în pene, că a avut un procent mare. E un target. Le-a dat 14.000 de semnături, înainte a avut 8.000. 14.000 de semnături pentru ce? De susținere? Da. Okay. Vă aduceți aminte că atunci că George Simion are o problemă de asta, eu fac, eu dreg. Are mai multe, dacă mă întreb. Nu, dar are o problemă de mărăție. Domnule, adun 1.000.000 de semnături. Știți că a zis că și la Europarlamentul adun 1.000.000 și cu chiu cu vai 600.000 și zita mai cercetările și pentru alea. Păi ne-au fost întocmite corespunzător. Și procesul alea, da? De... Că și pe aici au o gravă problemă cu cei câțiva care se trezire dintr-o dată că trebuie să fie să dragă. Au avut tot felul de voci și deranjante pentru organele statului și ei nu realizează ce li se întâmplă. Ei nu realizează, adică faci tot felul de panotaje din ăștia, fără facturi la oameni, fără oamenii au plătit. Păi nu se gândesc că îi cheamă cine minte. Vine momentul scadenței. Cât de curând?
Vine momentul scadenței. Ia să discuție. Vedem, domnii. Fără discuție. Dănuț, și nici nu-i nevoie, Ionuț, și nici Ștefane, nici cine nu-i... a luat, cum ați luat banii la oameni? Unde sunt facturile tăiate? Nici nu-i nevoie de prea multă tevatură. Adică au renunțat la spațiul de la gară pe care l-au stat catastrofal, geamuri sparte, mizerie pe jos și așa mai departe. Și și-au luat un spațiu ultracentral, dar care e închiriat de la un membru AUR cu 800 de euro în principiu, nu știu dacă plus TVA-ul sau fără, în jur de 800 de euro, deci 40 de milioane pe lună, bani publici, da? Dar care membru AUR luasă în jur de 100 de euro de la altă firmă. Adică o subcontractare din asta așa, lor nu au nicio treabă. Fac pe acolo tot felul de... E legal, se poate? Organele statului să le spună lor. Gata, am înțeles. Ei pun panotaj fără să aibă autorizații, pentru ei nu contează că e calea eroilor. Și e interzis. Mai ales în contextul cel nou. N-au nicio treabă, ei nu gândesc. Deci înțelegeți, domnule, oameni care, din punctul meu de vedere, dacă îi cauți pe Facebook până acum un an, doi, când au devenit membri AUR, hai să zic, 3 ani, nu existau. Dacă îi întreb ce ai lucrat, păi știi, eu am fost la o firmă de vindea telefoane. Și am avut salariu minim. Dar nici măcar vânzător de telefoane n-a fost. Să ne înțelegem că acolo trebuie să zâmbești frumos omului, să-i vorbești. Să... Strategie de marketing. Păi da, nu te ține nimeni altfel dacă nu ai vânzări. Nu-ți cumpără omul telefon. Așa. Eu care-i cunosc chiar rămân surprins. L-avem pe bunul meu prieten Ediță Lădaru, președintele organizației actual la Târgu Jiu, care după ce a dat el al patrulea partid și a zis, băieți, dar n-ai membri. A, păi sunt eu, e suficient, că n-are nici peste de o băieți. PSD-ul are o forță și PSD-ul s-a demonstrat are. Indiferent cât este. Are. Romanescu, dacă nu era PSD-ul, nu mai era. PNL-ul nu reușește să target, tot targetul ăsta anti-Romanescu, PSD-ul n-a fost în stare, deci PSD-ul n-a fost în stare de niciun fel să-l fructifice, targetul ăsta, să-l fructifice. La radio dumneavoastră noi am tot explicat că valoarea are o limită. Romanescu a tras un semnal de alarmă și eu sunt convins și așa ar face orice om normal. Și cum scam la cap, cât de curând o să vedem anumite tăieri de capete și la el. Că mulți din primărie l-au trădat pe Romanescu sau din instituții pe care el le-a făcut. Noi sunteți primul om, o secundă, dați-mi voie să vă felicit. Dați-mi voie, o secundă, sunteți prima persoană care după 9 iunie 2024 spune public lucrul ăsta. Sigur, pe la colțuri, mai multe persoane cu care am discutat, implicate, neimplicate politic, în administrație, au spus-o. Dom'le, că se vor, dar sunteți prima persoană care își asumă să spună chestia asta. Domnul. Pe Romanescu l-au trădat o grămadă și o să-l mai trădeze. Pentru că a luat în lucru și am discutat de multe ori la dumneavoastră. Vă aduceți aminte că are o echipă de consilieri, de colaboratori sub orice critică din punct de vedere al valorii. Acum problema este că nici la PSD nu stau valoroși, dar s-au întâlnit neprofesioniști, nepregătiți, neașa asumații care au venit cu Romanescu la PSD și pe care i-a adunat bejii cu forașuri după ce a venit, că nu făcea aia 700, că a zis că vine cu mii și de-abia a luat 5-600, i-a luat după aia cu jam ca să facă adeziuni la PSD, s-au întâlnit cu cei care erau de la PSD și care oricum nu l-au votat niciunul. Să ne înțelegem. Mă ia pe mine că vine marele specialist YZ, aia minciunii. Pe matematică s-a văzut că au fost niște probleme. Nici familiile nu-i votează pe unii dintre consilierii de a pus-l pe listă. Treaba lui și asumă. Că m-ați întrebat dacă... Păi, Romanescu știe că în acest moment, a făcut două greșeli catastrofale. N-a negociat ce trebuie, trecerea la PNL, bă, frate, pe termen lung, ce mă feriți? Trecerea la PSD, da? Nu la PNL. Da, scuză-mă, de la PNL, da, așa, de la da. PSD. Și doi, Romanescu a făcut pentru PNL ca să piardă singurii municipiu din județ, din Oltenia. Da, corect, PNL-ului. Era singurul primar liberal de municipiu. De municipiu. Păi dacă Ciucă câștigă alegerile sau Dreapta câștigă alegerile, Marcel trebuie să meargă la bancă după bani. Nu mă înțelegeți greșit și de am investiții. Am înțeles ce ziceți. Da? Iar Iordache să nu se mai ui... Da, sincer, părerea mea e greu să câștige Dreapta alegerile în toamnă. Părerea dumneavoastră, eu o respect, de vă spun că decizia nu ia Dreapta sau Stânga. Ah, da, și asta e adevărat. Păi ia băieții de la Washington, în Paris... Și asta e adevărat. Da? Alde Soru și alți. No. O strategie și o campanie din aia îl întoarce imediat. Domnul meu, aurule bă, le insuflase, mă uitam la ei, domnule, pai că, nu știu, în loc să mănânce mâncare dimineața, cred că mâncau altceva. Noi, 30%. Păi nu făcură nici 15%. Noi ce vorbim? 2000 de voturi din Târgu Jiu, din 90.000 de alegători, nici 3% nu era.
Dumne, nu înțelegeți greșit. Da, ei da, da, ei, de acord cu ce că ei plătesc asta. Tot felul de sume de bani din ăstea care nu s-ai lor. PSD-ul e mai stabil, are electoratul lui. Iar Mihai Weber are două decizii de luat în perioada următoare. Și o vă spun franco. Una, să mulțumească primarii PSD, nu pe aia care deja am văzut că e până la punct, să-i mulțumească pe primari cu ceea ce le oferă. N-au bani. Domnule, clar, primarii suferă deja de bani. Unii dintre ei, iar alții nu știu ce să mai facă, la ce chermeze. Pe când o să vedeți în perioada următoare care sunt sumele cheltuite pentru activități care nu și-au, sunteți profesori, uitați-vă, nu și-au niciun rost. Domnule, nu fac nimic la școli. Nimic. Uite, circul prin tot județul ăsta. Nu văd nimic în jurul școlilor. Mai sunt un profesor, mai sunt 3 săptămâni, începe școala. Domnule, mai sunt 3 săptămâni și începe școala. Toată vara, în anii trecuți, vedeați în jurul curților pline de tot felul de materiale scoase. Poate se făceau. Fac în astea 3 săptămâni. Sperăm. Vedem. Domnul profesor, dumneavoastră sperați ca orice profesor. Bă, frate, o să am la toamnă condițiile ca să facă elevii în condiții bune, să ne dea ghiozdane, să ne facă. Eu sunt sceptic. Ghiozdane mai au timp să le cumpere, să le dea, că mai au comisioane și ele de făcut. Dar rest, nu. Când? Numai mâine, nu-i pe mâine și vin alegerile parlamentare. Ceea ce înseamnă automat că pe lângă locurile eligibile și semi-eligibile, vor fi foarte mulți alți potențial doritori. Întotdeauna au fost mult mai mulți, cel puțin la PSD și PNL, doritori decât locuri și sunt. Este firesc să fie asta. Sunt. Bătălie mare în momentul ăsta, chiar dacă nu multă lume vorbește, este nodul social-democraților pentru ceea ce înseamnă locuri eligibile. Nu, este și la PNL. Să știți că foarte multă lume. Păi da, dar acolo e un singur loc eligibil. Dacă să ne înțelegem. Dacă vă întreb pe dumneavoastră, vă spun că foarte multă lume e dezamăgită, nemulțumită împotriva lui Iolică și a găștii lui. Dom'le, nu înțelegeți că Târgu Jiu nu mai trebuie să fie al interlopilor, damelor de companie, drogaților, cămătarilor și a celor care încalcă legea la fiecare zi. Asta a adus Iulică, Iulian Popescu, asta a adus în Târgu Jiu. Doar profitori, ca să deschidă. Nimic din ce a promis n-a făcut. Doar fundații care au făcut. Ce am câștigat noi că a luat el 10 de miliarde cu Excelsiorul, cu totul ce a făcut? Nu mai rostim nume de asociații, de ONG-uri. Dar sunt bani publici. Ce a câștigat Gorjul? Eu aia vă întreb ce a câștigat. Ce câștigă care? Și PSD. Două lucruri sunt clare. Și aveți dreptate. Cei doi șefi de partide, Mișu Weber și Ion Iordache, trebuie să fie foarte atenți pe cine pun pe listă și ce fac. Aici suntem perfect de acord, da, cu dumneavoastră. Da. Doi, amândoi trebuie să-și ia buletinul, să se uite la ele și în această zi importantă, din punctul meu de vedere, să le dea Dumnezeu sănătate, să se ducă acasă să le spune la soțică sau hotărât să-și vândă motocicletele. Că vreau să-i prind până la alegeri, să-i pot întreba de ce fac sau ce promit. Eu le trag un semnal de alarmă, să renunțe la... Că s-au trezit ei acum după ce venșiră și parlamentar și nu știu ce, că-s mari motocicliști. Când acum 20 de ani nu știau ce e motocicletă, decât că vedeau pe filme, știi? Eu le transmit acest îndemn să-și vândă motocicletele, să se apuce de lucru serios. Bă, nu înțelegeți oamenilor buni că voi sunteți aia care ați distrus ce-o, așa sunteți priviți, așa sunt priviți pe 2020-2024 cel mai prost mandat pentru ce-o din existență. Domnul meu, e acest accident și ne apropiem, cred că, de final. Să vorbim totuși de accidentul de la Pinoasa, care e un accident tehnologic de mare floare. Bine că a fost fără victime. Domnule, acolo au tot fost de-a lungul anilor alunecări. Ei nu recunosc acum. Au mai fost alunecări. Ăla va fi un studiu de caz care va fi predat la Universitatea din Petroșani, de exemplu, sau la marile universități miniere din lume. Faptul că câțiva ingineri de acolo au retras utilaje, domnule, poate trebuie aduse mai încolo. Asta nu poate. Niciodată nu se gândeau că vine un milion jumate de tone de alunecare și nu 3-400 de mii. Da. Nu, fierul nu. Domnule, scavatorii nu sunt așa grav afectate. Ascultați, mai mult tam-tam. Bă, la 11, 99% n-are nimic, chiar al altul 15-20%, iar ei care au, știți că Gorjul are 68, cred că 67-68 de scavatoare mare, ce un acum. A avut peste 70. Știți ce vârstă are, domnul inspector, domnul profesor, știți ce vârstă are scavatorul la 09? Nu.
Pe unde vă aflați în 72-74? Erați în proiect? Sau nu erați nici măcar în proiect? Nu eram, sunt născut în 81. Păi și atunci eu vă spun, gândiți-vă că are 50 de ani. Pentru ei nu e greu să-l luau, adică ia de pe unul din ala de la Berbe sau din ala, de la, pardon, de la Seciul sau din altă parte, dacă este ceva rupt. Eu dacă se hotără să-l facă, sunt convins că în primăvară nici nu se mai vorbește de accident. Dar e un dar, simt un dar. Dar s-ar putea să nu mai fie nevoie de el. Păi nu folosesc acum, din 70 aproape nu folosesc 40 de excavatoare. Adică? N-au ce face cu el. Sub jumătate. Iar surpriza, ca să vezi de ce și-a dat Iordache cu stângul în dreptul. Cariera asta dă acum mai mult cărbune decât de înainte de accident. Uite așa, s-au ambiționat ăștia, ia să dăm frate, să mărim frontul zilnic. De excavație în cărbune. Uh-huh. Păi tu Iordache când ieși, știi măcar cât cărbune consumă un grup sau cât... care este chestiunea? Rovinalul este alimentat și de aici cel mai ieftin cărbune. Nu-l mai încarci în tren, îl descarci iarna să-l de, da, merge pe... îl bagi în tunelurile alea de dezgheș și așa mai departe. Direct pe benz, pe bandă, da. Depozit de maxim 3 zile pe acolo așa și gata. Că nici nu poți acum să vara să scoți cantități imense de cărbune pentru că auto aprinde. Și ajungem la alte tragedii. Dar erați în presă când au tot luat foc, da, 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 și da, la turcenii. Da, au fost incidente. Da, a ars un turn din ăla cu totul. Că da, n-am putut să stingă... Nici nu prea ai cum să-l mai stingi în momentul. Da, nu, trebuie să o rupi în două, dar la distanță mare de foc, să stai cu apă și cu alea. Și stai până se stinge. Da. Și atunci, deci, cariera merge ca producție peste. Ce spun oamenii din care lucrează acolo? Nu, care lucrează acolo. Frate, avem de unde. Au pornit zilele utilaje, au făcut zilele ăștia, pornesc 010, o să vină cu el, acesta este dealul, aici a căzut, o să vină cu el din spate. Nu o fi o lună. Deci i-au făcut asta, zilele ăștia, mâine îl pornesc. Și vin și exploatează din spate, știi de unde a căzut partea... Bucata, da, da. O să dispare dealul ăla, vine cu el din spate, ajunge la ele, curăță. La 09, ca să se ducă și Ionica să se uite de sus și Iordache sau să-și pună drona, că ascultă de ce nu trebuie, o să vadă că minți luminate, dintre cei care au urcat în carieră, nu, el a fost puțin prin subteran, nu pe alte părți, așa împingea vagonetul cu, și făcea pe ajutorul de Teodolit, au tăiat deja banda, care a fost prinsă și afectată, au mutat un cap de întoarcere și o să încarce direct pe bandă, știi, molosul care a venit și banda îl duce unde trebuie să-l ducă. Uhum. Unde au ei halta pregătită. O să fie mult mai repede decât crede el terminarea de acolo. Mă rog, se tenește expertiză și ce este. Eu cred că va fi o lucrare de doctorat a unui inginer deștept din zona aia minieră de acolo. Dar, să nu uităm, domnilor, de domnul David, șeful direcției minieră, de ce n-ai vorbit, domnul Iordache? Pentru că este cel care a venit în ultima 100 de metri la PSD, chipurile, de la PMP și după ce nu l-ați băgat la PNL, la Motru, că era cu Jianu acolo, dar care din toate părțile l-a junghiat așa, știi, cu săgeți pe Morega. Păi credeți că... Actualul primar al Motrului și viitorul, da, primar al Motrului. Care a ieșit la limită și el mai la limită decât a ieșit... Da, diferența a fost... Dacă la Romanescu a fost 2000, la el a fost, nu știu, de 30 sau 100, de, foarte aproape. Păi credeți că oamenii ăia nu știu? Uite că nu vorbește nimeni, nici Iordache, nici Weber, nu vorbesc de David, că ăla e directorul direcției miniere. Vedeți dumneavoastră, lucrurile aici ne-a dus implicarea politicului. Iar ieșirea lui Cotoșman de ieri a fost un cuțit înfipt direct în față, în platoșe, că trufela e politician de dreapta, nu e de acord cu ce vrea Iordache. Adică cel mai votat primar al PNL-ului cu cele mai multe mandate, nu e de acord cu Iordache. Ce vreți mai mult de atât? Da, spus omul că nu. La PSD nu sunt decât doi care sunt gică contra tot timpul, că au salariile mici. Stamatoi și Georgia. Punct. Dar le mai dă bani de o horă, mai trimite doi Nagorjului, că-i sunt tămăria mare, că-i sunt tămăria mică și gata. Bun. Cum vedeți viitoarea configurație politică în viitorul Parlament? Nu văd. Trebuie să se ocupe. Nu văd, în acest moment nu văd. Am înțeles. Dacă până acum ziceam că PSD-ul are un senator și doi deputați, PNL-ul sperau la un senator și doi deputați și Aurul să-și vede Florența deputată, ca să am eu ce să o întreb în fiecare zi. Se adresez la cabinet, mai ales care câțiva care nu știu pe ce lume trăiesc și nedeși nici returile. Bine, nu mai sunt convins în acest moment. USR-ul, cu toate că era la bătaie cu Aurul, USR-ul, Radu Minuță deja și-a intensificat campania,
dacă reușește să mobilizeze și ceva electoral câțiva dintre... Vezi că am puturuși aici la USR. În afară de Miruță, restul sunt puturuși. Bine, domnul Miruță este și cel mai vizibil. Domnul... Trebuie să recunoaște. Păi ăia nu sunt vizibili? Sau sunt invizibili așa că nu vor? Punct. Deputori. Politice, nu de altceva. Da, am înțeles, da? Am înțeles. Așa? Șoșoaca nu le dă. Marile probleme cu legea de leare aurul s-ar putea să schimbe puțin strategia și atunci și PNL-ul speră la al doilea. Ei speră la al doilea, dar nu cred. Păi, ce, un deputat? Nu, ei speră doi deputați și un senator. Ne alintăm deja, dacă mă întrebați pe mine. Nu cred. Domnule. Bine, na, nu se închid mandatele și... Încă o dată, toate vor fi la redistribuiri multe. Când faci chefuri de peste chefuri la Murgești în pădure și aduci toți bețivanii orașului care nu și-au găsit, s-au drogat sau de toate, nu și-au găsit locuri pe nicăieri și ăia te... Vai șeful ce frumos ești, vai șeful să nu știu ce, o să ieși, o să crezi. Eu nu mă mir ca unii din astea nu-i spune că o să-l vadă prim-ministru. Da. Dar repet, nu uitați de Marcel Romanescu. Romanescu când tace, joacă ceva. Da, vedem ce... Iar cel mai important în acest moment și eu aștept să se întâmple, să vedem din jocul ăsta și politic și nepolitic și așa mai departe, va fi în jurul lui George și Marcel Romanescu. Să nu ne mirăm de nimic prea devreme. Vedem. Deci eu știu că două lucruri. Da. Că Romanescu n-a vorbit cu Ciolacu de un aranjament, dar știu foarte bine că Ciucă și-l dorește pe Romanescu înapoi în PNL. Și să nu te miri că Romanescu nu pierde mandatul dacă schimbă partidele. Renunță la și așa, ăia nouă consilieri pentru el sunt inexistenți, da? Renunță la ei și trece înapoi în PNL. Are 7 și mai rupe din partea altă 2-3. Să nu-l vezi pe Romanescu înapoi la PNL, șef. Persoană, notează data și ce ți-am spus, să nu-l vezi pe Iordache șef paznic de vânătoare la Murgești și pe Romanescu șef... 13 august, asta ca să rămână și da? Pe emisiune, 13 august 2024. Să nu-l vezi pe Marcel Romanescu înapoi ca să-i dau lovitură și lui Weber că l-a ținut pe ultimul rând și să termine cu Iordache. Din ceea ce știm, o ședință ar fi planificată astăzi. Domnul, ăștia sunt subțirele. Ce nu, e aici, acum? La nivel de... Eu vă spun lucruri de la nivel, că m-ai întrebat de București. Este o variantă foarte importantă luată în calcul. Rareș Bogdan, Marcel... Da, vom vedea. Vi s-ar părea un lucru frumos, nu? Să-l vedeți pe Romanescu totuși. Domnule, m-am mutat că nu m-am înțeles cu Iordache, dar uite... Domnul Caragea... Pentru că rezultatele lui Iordache a pierdut Târgu Jiu, pierdut 7-8 comune. Dați-mi voie să vă spun un singur lucru și cu asta și încheiem, pentru că suntem la final de emisiune. Am 43 de ani. Mulți înainte. Și dumneavoastră la fel, mulțumesc. Am văzut atâtea, încât dacă mâine apare lângă mine un extraterestru cu 4 picioare, 7 brațe, 2 capete și, nu știu, papuci în fiecare mână, pe dreapta, n-aș fi surprins. Nu pe dreapta cu roșu, pe stânga cu galben. Nu aș mai fi surprins, domnul Caragea. Oricum, eu îi doresc... în planurile mărețe. Ăsta e numai unul din planuri, că Marcel are mai multe planuri. Tu crezi că prezența... Eu vă spun un lucru. Ieșirile din ultimul timp ale lui Bejenaru prin partid, pe la terase, prin alea, împotriva lui, pe la primărie, împotriva lui Deianu și cu jumătate de gură și împotriva lui Marcel, nu rămân așa. Și Bejenaru pe listă și aia nu. Da, tare mi-e frică să... Vă da, spun ce promisiunea da, că ne dați și nouă listele dacă le... Și le aveți sigur că le-am văzut în telefon. Da, domnul profesor, vi le dau. Păi da. Să le vedem și noi. Asta e una ședința de rezervă. Păi ce vrei să-mi spui, că o să te mire că îl vezi pe paliță condamnat penal? Abia l-aștept să-l ducă la PSD-ul la București, să-l întrebe ciobănița șefă crescătoare de ovine și caprini, ce caută pușcăriașul lângă... Suntem la final de emisiune. Lângă Ciolacu. Mulțumim pentru prezență, stimate domn. Putere de muncă și vă așteptăm cu mult interes. Romanescu va fi viitorul PNL. Mai repede decât cred alții. Doamnelor, domnilor, am avut plăcerea de a vedea o analiză, zic eu, destul de interesantă a ceea ce se petrece la Gorj. Domnul Viorel Salvador Caragea a fost invitatul nostru, stimate domn, putere de muncă, vă dorim și să ne vedem la o nouă emisiune când vă permite program. Vă doresc numai bine tuturor. Doamnelor, domnilor și dumneavoastră și invitatului nostru, zic cât mai plăcută. La revedere! Ascultă La Obiect, sursa ta de informații esențiale în fiecare zi.
analizăm subiectele controversate și aducem în prim plan analize pertinente despre lumea politică și socială. Te ajutăm să descifrezi informațiile care te invadează. Ascultă-ne, pentru că aici discutăm la obiect. Ascultă la obiect, pentru a fi mereu informat și inspirat în alegerile pe care le faci. La obiect, o emisiune cu atitudine, începând cu ora 13:10. La obiect, cu Ionuț Catrina.